În privința investițiilor în municipiul Ploiești, am avut o discuție foarte pragmatică și eficientă cu domnul primar, cu domnul prefect, cu privire la municipiul Ploiești. Ce putem să vă spunem că am luat decizia de a asigura susținere financiară pentru ca în 2010 să înceapă lucrările la bazinul Vega de la Ploiești, atât de cunoscut și de necesar, și în 2011 să fie finalizat. De asemenea, să investim de la nivel guvernamental pentru modernizarea sălii sporturilor din Ploiești, un obiectiv iarăși extrem de important pentru Ploiești, și chiar dacă, din punct de vedere sentimental, de multe ori Cluj a luat bătaie sala sporturilor de la Ploiești, noi o vom moderniza astfel încât cât mai multe echipe să joace aici și Cluj, evident, în viitor să poată avea performanțe bune, după cum și dumneavoastră puteți avea performanțe bune la Cluj, ținând cont de rivalitatea istorică între Ploiești și Cluj la basket, da? Dincolo de această rivalitate benefică pentru sportul românesc, în materie de infrastructură trebuie să susținem un asemenea obiectiv și vom avea finanțare de la bugetul de stat pentru sala sporturilor din Ploiești. De asemenea, finalizăm sala de sport de la școala 28, care este deja în procedură de licitație, astfel încât în 2010 să putem asigura finalizarea obiectivului. 2. Locuințe pentru tineri, locuințe ANL, locuințe pentru cei evacuați din casele naționalizate. Pentru 2010 avem finanțate de la bugetul de stat 100 de locuințe ANL pentru municipiul Ploiești. De asemenea, fac precizarea că pentru Câmpina sunt 50 de locuințe ANL avute în finanțare. În privința construcției de locuințe pentru tineri deținate în chirierii pe legea 15, în județ, la Câmpina avem 40 de apartamente, la Zuga 16, la Bușteni 30. Acum, pentru 2011 deja am convenit ca să facem o planificare multianuală și includem în buget finanțarea la 140 de apartamente în municipiul Ploiești, la Vălinii de Munte 60, la Sinaia 69 de apartamente, un total de 269 de apartamente. În privire